Alături de Sami și alături de o mulțime de persoane, fraților, aici de față, deci suntem 21 pe server. Care este ăsta, mă? Pirifar. Care e Pifar? Nu Pirifar, Pifar, ce fac, mă? Șpoc. Oh! Ok, oameni buni, Pifar mare 5 de turi acolo pe lista nobleților. Bine v-am regăsit, fraților, la un episod din seria noastră minunată de survival cu brigada. Și astăzi, fraților, avem o surpriză foarte mare pentru voi. Nenea Sami, aici alături de față, a decis să-și facă un canal bazat pe Barbie Dressa, bineînțeles. Și o să aveți canalul lui, dacă îl știți, pe Samuel Pusoel. Sami Igor Dodon. Să știți că aveți canalul lui Sami acolo jos în descriere. Treceți și pe la el, o abonare acolo, un like, un coment cu vrem Barbie Dress-up și toate cele. Și vreau aici avem multe chestii noi. Probabil vă întrebați ce s-a întâmplat. E bine, live-ul de ieri le-am jucat aproximativ o oră survival cu brigada, după cum puteți vedea, fraților, am muncit foarte, foarte mult. Deci dacă vreți să vedeți cum s-au făcut toate aceste lucruri, uitați-vă la live-ul de ieri. Și înainte de a începe, vreau să nu uitați, bă, fiecare dintre voi să apăsați acel buton de like. Vreau să strângem acolo, nu știu, frate, peste 3000 de like-uri, pentru că este vineri. Știu că acum sărbătorile vin. Sărbătorile vin. Așa. Și aș vrea să strângem acolo, nu știu, peste 3000 de like-uri ca să văd susținere mare din partea voastră la această serie. Bum! Sami, spune-ne ce-i de făcut. Ok, pe ca de fiecare dată, cum e tradiția, trebuie să începem cu planurile pentru acest video. Păi, în acest, adică în acest video, după, așa, dacă, da, dacă n-ați prins live-ul, da, sunteți niște nașpa, adică tot asta am făcut în live-ul lui Andrei. Deci și, este imens. Da, e imens, e foarte, foarte mare și încă lucrăm la el, uite aici eu fac oglinda și vrem să terminăm conacul acum. De fapt, că nu chiar este conac, este o, gândiți-vă, fraților, că o să fie foarte multe etaje și uitați câta spațiu este. Și bine, s-a ocupat, deci cine s-a ocupat mai mult de design, Tormento sau? Da, Tormento. Aici el a făcut scările, el a lăsat să se pricepe, el vrea să stea sub scară. Stai și o să dau control. No, și acum, bă, să-mi interese să ne hotărâm care, dreapta sau stânga? Geamul din dreapta sau geamul din stânga? Cred că ăla din dreapta mi-e fain. Mi-e place mai mult ăla din dreapta, pentru că ăla de stânga se știe că arată ca o pușcărie, deci. Ăla din dreapta. Bă, fraților, până la urmă trebuie să fim cu toții de acord că ăla din dreapta e geam, la propriu e geam. Ăla e pușcările la propriu, da, gen. Bă, tu nu dai empatie, bă, fraiere. Nu, ce mai făcut? Deci, am muncit foarte mult aici, am făcut design, am făcut rost de materiale de construcție, ca să oricăm cât este acum. Aici cineva a făcut o fermă, nu știu cine m-a întrebat, dar aparent cineva a făcut o fermă. Timea, cine a făcut o fermă? Noi suntem, frate, noi suntem 21 pe server. Deci eu sunt eu. Ferma. Eu, Sami, Bibi, Cătălina, Clau, Coco, Cristi GH, Daniela, Maria, Izabela, Ocean, Pati, Shexeus, Tormento, Wolf of Darkness, cine era? Că nu mai țin minte. Nu mai dați, genare. Mă. Cine era Wolf of Darkness? Defect, așa mă, deci mereu uit. Că știu, bă, deci eu nu înțeleg pe ăștia care, gen, bine, de fapt, mulți au alt nume față de cel de pe Discord. Denisa, Iulian, Pifarm, Voider, Cedric, Dalsol, Rus și atât. Frumos. Nu, bun, Sami, eu mai avem andesit, să terminăm. Andesit nu, ți l-am dat, mai am eu o jumătate, aproape un stack întreg. Și nu știu, vreau să mă ocup de ăsta, de geamuri. Hmm. Mie-mi plac geamurile foarte, foarte mari, deci astea sunt feblețea mea, deci geamurile, deci, nu sunt. O să ne oprim cu ăsta la Y90, am zis, da? La Y90? Da, deci o ai de capul meu. Și unde e fundația? Adică, mă rog, uite, aici suntem la Y70, 20 de blocuri înălțime, frate. Ok, andesit. Toată lumea s-a aruncat andesitul, la mine s-o vă omor pe toți. Lol, Cedric, ce cum ca aia? Dar îmi place, să știi că îmi place fața lui Cedric. Lol. Adică, pe ăla, nu știu, fruntea aceea, nu știu. Lăsați andesitul la mine. Tot andesitul la mine, băieți. Deci, ok, cam pe aici ne oprim. Gata, mă, nu mai arunca. Bă, ăștia aruncă căcat. Prinde-l, prinde-l. Nu, mă, deci ai aruncat căcat în mine, ești nebun. Nebun, hai că mă apuc eu să fac aici andesit. Fraților, astăzi o să facem un live stream special numai cu survival cu brigada. Nu o să dureze foarte mult, gen, bă. Deci, care e ăla de urcat pe lângă mine? Nu știu, hai, sari aici, uite, că am spart să sari. Deci, fraților, repet încă o dată. Astăzi, deci te împing și te omor. Așa. Bă, clown am vrut, dar era prea apetisant, știi, să văd cum caz. Tot de aici. Deci, fraților, cred că de 5 minute încerc să spun ceva și n-am cum. E bine rău. Deci, oameni buni, astăzi o să facem un live stream special numai cu survival cu brigada, pentru că am văzut că vă place foarte mult această serie. Ba chiar v-am întrebat și în live-ul de ieri dacă vreți să facem un live așa de o oră, o oră și un pic, în care ne jucăm efectiv numai Minecraft survival cu brigada și ați vrut. Deci, nu știu pe la ce oră, să am zi, pe la un 6, 7, da, 8, nu 6, știu. 6 ar fi cea mai bună oră, adică
Foarte multă lume atunci te întoarce de la școală, dacă mai mergi la școală, pe cât e? Mâine, mâine e pe 23, de 23 mai mergi la școală. În fine, nu știm exact când de live-ul, ideea este că o să-l facem, sigur, Da, și cel mai mâine. probabil o să fie trecut în descriere. Poți să amintești că poți face și tu live, gen atunci, dacă... Da, bine, tu n-ai... Da, Nu prea. eu o să fiu la tine pe live. Eu nu, încă nu vreau să mă axez pe live-uri și... Nu te ieși cu clipurile, cu asta, Da, gata, deci eu oameni sunt buni. mai... Da. Barbie dress up, să mi spune Barbie de ce dress up. planuri. Ce Exact. planuri ai pe canalul tău? Bă, nu știu, mi-a plăcut foarte mult montajele de CSGO, nu știu, după cum vedeți, adică dacă o să vă uitați la mine pe canal, o să vedeți, am făcut un montaj de CSGO care e așa mai cinematic, gen, și chiar îmi plac foarte mult genul ăla de videouri și o să încerc să fac tot așa cinematic cum e și cu Minecraft, că tot așa o să-l folosesc pe Coco și pe Cedric să facem ceva building, na, nu știu, noi suntem mai creativi și vrem să aducem Da, așa, building. să... Pe best un pic, Coco nu e foarte creativ, adică... Bine, Coco e cioara, asta e partea a doua, dar și la pro, tu știi. Cum să-i folosesc, bă, dar ce Bine. nu suntem noi jucării? Nu, nu sunteți jucării, sunteți... Na, cobai, o să-i folosesc. Oh. Da, bun, Sami, cum facem tavanul? Bă, nu mai am mâncare. Care are Tavanul? de mâncare? Lemn, Tavan, cred că cel mai bine e tavan. să folosim lemn de oak, oak, diridiridac. Nu, no, dar nu se lăsa acum. Întrebarea este, una la mână, cum facem tavanul, un model, ceva fain, nu știu, un tavan de la așa, sau un tavan drept, sau un tavan în cercuri, pui mei, nu Lăsați-l pe știu. tormentul. Dar dați-mi mâncare, pentru că altfel o să plâng. Ia Eu uite la mă aici, joc. Deci tu pe gândește-te, eu defect. am avut un steak de Mersi, cartofi defect. prăjiți și în 10 minute când au venit toți ăștia, toți taberiștii, zic așa, toată brigada când au venit la mine, Tabeliștii? da, What? suntem într-o tabără, mă, acum, nu știi. De cine a făcut acest? Nu, și fii atent la ce m-am gândit. Uite, scările să le facem aici. Gen într-o de asta, că oricum asta e foarte mică, gen nu prea ai cum să faci multe chestii pe aici. Aici am putea face gen două lifturi sau nu știu, ceva de genul, uite, ce zici? Dacă vorbești cu mine, eu sunt la luat de andesit. Adică... Vorbesc cu doamna Măta! Bă, cât de generaș, mă. M-a tentat să spun asta. Nu, uite, ceva... Asta a fost Bă, pusă de... pe tavă. Știu, deci a fost pusă, uite așa, no, și aici să intre, să facem foarte fain design-ul și să punem scări. Dacă, deci oameni buni, Ia, stai mi că se o pare mișcă. ciudată versiunea asta că nu poți să împingi dacă stau pe shift. Dar stai un pic că nu-i bine. Da, nu, deci nu poți să împingi dacă stai pe shift. Nu știu, Da, trebuie să dați-mi upgradăm minte. serverul la 11.1.2 sau 11 Păi nu, păi e 11. 1.11.2. Așa, exact. Păi este deja, bă, 1.11 deci nebun. Nu e 11, nu e 2 pentru că m-am conectat de pe 1. Ești pe 2, ești idiot. Nu te-ai Ah. conectat de pe 1, n-ai cum. N-ai Ba cum da, eu dacă sunt de n-ai pe un... 1. A, înseamnă că merge. Dar e 1.11.2 serverul. Noob. A, că pe Suca. 1.11.2 poți să-ți pui și Optifine, de asta ziceam, știi? Și mult mai bine, adică, Păi na, nu dar știu, arată. îmi puneam și Optifine, eu acum n-am Optifine, eu joc de pe Optifine și mi-am dat capped să fie numai 60 de frame-uri, asta ziceam, știi? Nu pot să am zi. Cum vrei să facem scările? Facem niște scări, gen eu zic scări, Acum scări, nu urc, ladder. acum urc, urc. Dar stai așa să pui și un cufăr, deci scări, scări, frate, nu ladder, că o să stăm 10 ani până urcăm pe ladder-ul ăla, știi? Le fac eu. Da, fără nu. Nu, fii atent cum putem să facem. Aoleu, Uite, Sami și de creativitatea. aici, uite unde am pus dirt-ul ăsta, am putea să facem încă... Încă nu știu Uite de la Cedric, bă, unde deci ești, Cedric unde e ești. un morcovel. Aici sunt Unde înăuntru. ești, mă, că nu Înăuntru sunt, am... în conac. Uite, de aici de unde am pus Așa. eu, am putea să începem încă Nu mă, încă un boss, eu zic, etaj. uite aici facem scările, genius. Da. Și începem încă un etaj. Și din fiecare etaj urcă gen aici să fie partea cu scările, așa, știi? Să fie gen în zigzag, știi? Da mă, și gen cobor la ce etaj vrei tu, Da, știi? exact. Da, păi și atunci, bă, da, putem face, mamă, cât de tare ar fi fost să poți face scări din andeschid. Sau, bă, poți? Nu cred că poți, mai mult ca Nu sigur poți, nu nu. poți. Știu că puteai Ar în fi fost Minecraft mai... modat, asta sunt mai mult ca sigur că puteai în Păi, Minecraft. și ce zici, să facem scările din lemn? Eu cred că s-ar potrivi Da, bine, mai ales da. lemnul alb acolo. Gen, nu știu, am... Lemn alb. Sau, hai să vedem. Păi hai să vedem. Hobor mai da în mine, bă. Ce, se vă atacați acum? Vă Mă dați în bată. necră? Mă bată nenea. Nu da nenea. Cine dracu a pus dirt-ul ăsta aici? Spargeți, mă. Oameni buni. No, bun, deci, fii antena, stai să mănânc ceva. Bun, deci fiți antena. Bă, păi stai un pic, că dacă le facem un zigzag, cred că m-am putea gen să, uite, cam de aici să începem, ca să mai câștigăm niște spațiu. Frate, mi se mișcă destul de sacada, dar nu înțeleg de ce. Aoleu, nu aici. Nu știu, n-am nicio idee. Nu știu, mie mi se mișcă doar așa puțin, gen lag, adică, știi, de la...
Da, mă. Nu știu posibil să fie. Tot așa, frazor, că am la foarte mult taburi deschise și chestii și gen sundar și mă drează. Eu da, m-am uitat și am văzut că webcam-ul nu era exact chiar pe mine și... A, da, gen, ce se vedea, Sami? A, se vedea din cap, știi, adică... Dar nu chiar... Da, bă, uite așa. Nu, și acum, care are scări? Scări din ce? Ce culoare? Din alb? Scări... stai că am eu niște scări de astea. Hai să vedem dacă avem pe aici niște lemn alb. Din câteva de care ar fi trebuit să avem, uite, era aici un cufăr numai de lemne. Da, nu există așa ceva. Nu mai există, adică știu din episoadele trecute unde avem acolo, știi, la început. Acolo aveam. Nu știu la ce trebuie. Drăguțule. Bă, o, și am o idee. Boss, fii antena. Acum știu ce se întâmplă. Ești nebun? Știu. Nu mai pune, mă, nu mai pune, lasă-mă pe mine. Deci antena, știu de cât să fie etajul, ca să iasă perfect și la scări. Mamă, deci fiți antena, oameni buni. 3 sau 4? Stai să văd cât iese. Poate chiar mai mare, de ce nu, frate, să avem loc. Stai să văd cât iese aici la scări. Gen, ca să iasă la perfecție. Gen, uite, venim așa. Bă, nu vreți să faceți așa, nu? Eu mă aștept... Stai puțin, de ce am... A, făvul perfect, e pe 90. Eu mă așteptam să facem scări de câte 3, așa, știi? Adică, nu știu, 3 și urcăm așa cumva pe mijloc și după aia urcăm full, știi? Bine, mă, boss, fie antenă, uite așa, da? Să zicem că aici e etajul. No, cât e? Care e înălțimea? Deci vine 1, 2, 3, 4, 5. 5 exact, plus blocul ăsta pe care stai tu. No, uite-te un pic. Te uiți? Da, sunt atent. Gândește-te că e identic ca jos. Pardon, fără asta. No, și efectiv, uite, urci. Vrei să te oprești la primul etaj, urci așa, ești pe aici, dacă da, nu, da, da, urci da, da. Și asta e idee învârtești. Bună, și asta e idee no, bună. Te învârtești, urci în continuu, știi? Bă, și fii atent aici, imediat, putem pune un semn, gen, fix aici în față, etajul 1 sau... Da, 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 da. Ca să nu stai să numești. Uai, deci mi-aduc aminte acum, mi-am adus aminte exact de... Arată fain, așa-i? Arată super, deci acum mi-aduc aminte de prima oară când am intrat eu pe Survival pe ăla din 2012, când ai distrus comunitatea, știu că aveam atunci, nu știu dacă îl mai ții minte, pe Havoc. Așa, da. Da, 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 cu el știu că am făcusem un hotel gen exact cum e acum, mamă, cu etajul 1, cu etajul 2, du-te mă, deci acum... Mamă, ce nebun! Ce nebunatici! Nebunaticilor! Fraților, încă o dată, nu uitați, dați acolo multe, multe like-uri dacă ne susțineți și vreți să apară cât mai multe clipuri de survival cu brigada la noi pe canal. Te pun și aici în desit. Băi, frate, mi-am disperat chestia asta. Bă, dar așa de bine arată scările astea, așa, intrarea asta aici, chiar arată super tare. Bă, Tormento, ai avut o treabă bună, ce pot să zic? Ia, vino aici, Sami. Uite. Tormento, cel mai șmecher builder, așa? Uite, am făcut și aici. Mamă, bă, dar chiar arată bine, bă. Și uite aici, dar vreau să pun și wood. Dar vezi că nu e similar, uite acolo ai pus ce, ai pus un stairs și în partea cealaltă n-ai pus. Simbol, da. Uite și aici, vreau să pun wood, ca să arate mai bine. Sau altceva. Nu mai caut. Bă, Pati, nu fi nașpa. Da. Hai să mai facem încă un etaj, vreau să văd cât îmi încapă. Ia să văd. Bă, dar arată și bine așa și din exterior. Ce? Așa, uite, dacă vin din partea asta și te-ai uitat doar la el așa, știi, fără să fie etajul, chiar arată bine. Bă, da, scările cum se văd din exterior? Scările astea? Hai mă duc cum să mă uit. Bă, să vezi cum arată din exterior. La depărtare, ca nu acolo să... Bă, arată super bine, gândește-te că noi o să avem cât un geam tot așa în formă de, nu știu, aia, am făcut o gen piramidă, nu știu ce am făcut acolo. Arată bine așa, nu știu, chiar arată foarte, foarte tare. Trebuie să vedem. Uite așa, no boss, câte etaje avem? 1, 2, 3. Au? Avem parter, etajul 1, 2, 3. Și dacă ar fi să facem... Puneți apa aici. Am o idee. Deci, antena, cum să coborăm fast? Asta, fast mode. Asta e coborârea la pompieri, știi? Da, bă, deci hai să vedem. Deci, avem parterul, primul etaj, al doilea etaj, al treilea etaj și al patrulea. Frate, patru etaje momentan. Și vreau să văd, ia dați-vă de acolo cum să cobor în apă. Dacă e cineva în apă, îl tai. Super tare. Sunt curios cum se vede pe din afară. Bă, care arată, a pus soare aici? Arată bine. Pati mi-a plantat o floricică pentru mine. Mi-a dat o idee, deși eu trebuie. Bravo, Pati. Ai făcut ceva. Bă, dar se vede fain. Bă, și poți fi antenă. Sami, să faci cât un model ăsta de geam
Da, pentru... la fiecare etaj. La fiecare etaj, da, la fiecare etaj. Exact, asta voiam să fac. Îți dai seama cât de tare se vede. Deci felazul se vede genial. Să-mi okay, bag piciorul. Deci de aici ar trebui să începem. Am întrebare. Bă, de ce tot o arăți pe P-Farm? Nu știu. De ce? Dar eu tot nu știu cine e P-Farm ăla. Mă, frate, P-Farm cine are 13. Și el 2? Cine are și el 2 fier, că vreau să fac ceva. Deci P-Farm e super nabletul. Nabletul maxim. Cine e jos acolo? Tormentu, ia spune, ia numără de jos câte rânduri de geamuri sunt, că nu mai știu sigur. Stai, că n-am bloc. Sigur era unul mai sus, mi-aduc, adică ăsta e stilul meu, să mă facem un plus. Sunt 4 blocuri aici, astăzi. Sami, tu n-ai murit deloc? Nu. Serios? Mamă. Vrei să mor, Sami? Nu, nu. Bă, Sami, vrei după să mă ocup eu de scările astea acum care le faceți voi? Pe care? Minați. Ok, deci se arată cam așa. Bun, perfect. Da, poți să ocupi și de scări, dar mai bine ocupă-te gen de ceva. Da, de ceva gen. Până acum poți să urci aici, uite. Poți să urci și să faci pe exterior. Poc. Ok, mă ocup de... Bă, dar ce vreți să faceți aici, frate? Nu știu, văd că toată lumea stă și se uită la noi. Uite, una stă și se uită la floare, miroase floarea. A fost bă, nu spuneți că a fost lângă și a bubuit casa. Bă, unde a bubuit? Alu. A. Dacă pornea casa, îți dădea mare capă. Bă, fazul este puțin lag, dar... Bă, dar nu înțeleg că... Voi aveți lag, mă? Adică, eu nu simt, eu văd, eu doar văd că e lag. Adică, eu nu simt că e lag. Nici eu nu simt, dar nu înțeleg de ce, știi? Se văd așa puțin playerii că se teleportează așa pe fracțiune, știi? Da. Asta așa se întâmplă, nu știu de ce. Nu înțeleg de ce. Acas că vă întrebați, fraților, serverul este o stală amne în calculator. Și gen, nu înțeleg de ce face chestia asta, că mie mi se mișcă perfect și vede și voi cum. Da, păi și la fel se mișcă, deci nu e problemă. În partea asta ce facem, Sami? Gen, dacă avem scările imediat cum intrăm pe dreapta, sunt scările, aici ce facem? Gen, imediat cum intrăm în stânga. Că trebuie să facem ceva, nu putem lăsa așa. Stai puțin, stai să văd unde ești tu, deci unde... Un chest drum. Unde ești? Aici, nu? Mm-hmm. Bă, un chest drum. Chest drum? Da. Da, putea să face un chest drum pentru fiecare etaj. Aici vine un chest drum pentru etajul respectiv, următorul etaj cu chest drumului, știi, să nu ne umplem. Nu. Sau putem? Să le... Păi nu, boss, fiți antenă. Facem aici la parter chest room-ul principal și după fiecare în cameră își pune câte cufere vrea, facem acolo niște exact. Modele de cameră. Da. Deci organizăm. Aici. Deci aici organizăm după minereuri, da. Lemn, tot așa. Mă duc să iau niște lemn ca să fac o grămadă de cufere, să vedem cam câte cufere o să încapă. Și putem să facem din alea mecanism cu rail, să ne trimitem resurse etajelor, știi? Și astea sunt deja... Dă și mie mâncare, Sami. Bă, asta e ultima bucată. Puf, Tormento. Sami, nimeni n-o să vrea să-ți trimită ție resurse, boss. A, păi, na, asta e, ce să faci? Adică, nici măcar nu mai trebuie să mai facem vreun lail, știi? Pardon? Aia e, boss. Păcat că am stricat zona, în rest arată ok. N-am murit. Bă, frate, deci ce mă disperă când e noapte. Andrei, vine un pic la fermă să vezi cum arată. Pe aici. Hai spune-mi că ai murit, rău, spune-mi că ai murit, vreau să fii primul. Deci ai cum e bătălia dintre mine, dintre eu, tu și Cedric. Da, mă, nu, eu vreau să mor prea curând, nu știu cum să spun. Da, păi nici vrei să vezi? Da, am văzut pe ăsta aici. Dar bă, sunt prea mulți, deci, pare de capă. Sunt prea mulți mob, mă, nu-mi place noaptea. Vă dați seama cât de complicat ar fi, frazor, să ne culcăm toți 21? De ce adică, să fie complicat? Că suntem săraci, avem noi, na? Păi da, o să încăpem toți greu într-un pat, alta e. Aoleo. Da, mă, deci oameni buni, vedeți ce vrea Sami? Sami vrea să ne culcăm cu toți în același pat. Păi și ce are? Ne punem toți în vest. Facem un pat supraetajat. Aoleo. Aoleo. Sami, la ce te gândești? Te gândești la prostii, Samuel? Nu. Nu? Cum nu? Mamă, bă, mi se spară casca. Nu. A fost casca mea. Iubită, cască oameni buni, deci am iubit casca asta atât de mult, aș da și viața pentru ea, dacă mai dă scheletele la mine, mă pipi pe el, frate. E ok. No, hai că vin repede să pun niște cufere. Ok, am făcut geam pentru fiecare etaj, adică le-am făcut simetrice, arată așa frumos, elegant, cât de cât. Ce tare. Ce apropo, Sami, da. Vino un pic, că când am făcut geam, m-am încurcat puțin aici. Ok, unde? Cere ajutorul lui Sami? Aici e un bloc. Da, mă, și ai ajuns să ceri ajutorul lui Sami? Ok. Mă, nu de asta, doar că nu-i simetrică. A, aici a rămas blocul ăsta așa?
Da, aici au rămas două blocuri, aici un bloc. A, nu-i, nu contează, fii serios. Nu-i, băi. Las că am făcut. Ai, nu ești trist pe ăsta, liniștit. Dar nu prea-mi place partea asta care a rămas. A, da, știu asta. Stai că ne putem gândi cum o putem face, da? Eu aș vrea să folosesc, uite, Sami, vin aici. Stai puțin să mă uitești puțin din interior, să dacă avem... Bă, nu prea putem să facem, că din interior arăta urât atunci dacă am face... Ce, mă? Uite, vreau să zicem că din afară rămâne partea asta aici, uite, partea asta cu andesit, rămâne pe afară și se vede, știi? Dar arăta urât dinăuntru. Dar e mai bine să arate urât din afară decât dinăuntru. Sami? Da. Sami, vino aici, Sami. Sami, nu faci modernizarea cu geamul și la celălalt turnul de gel? Uite, ba, da. Mai am nevoie de lemn, are cineva lemn? Am lemn, ai nevoie de prelucrat sau neprelucrat? Dăm mult, dăm oricare, dăm că vreau să fac multe cufere. Sami, stai că fac și eu niște cufere. Păi dă-le încoace, bă, să bas, dă-le încoace cuferinios. Bă, Sami, vreau un puțin. Da, stai puțin să mă să pun cuferele acolo la chest room. Au 18 cufere, mersi. Mamă, frate. Ce se întâmplă aici? A, vreți să-i băgați și jos? Boss. Nu mai pune aici deasupra. Pui și deasupra, mă. Nu, nu așa, mă, nu. Să fie spațiu. Gen, să ne putem plimba pe aici, să ne uităm numai în stânga, știi? A, ok, bun. Păi spunem și un ender chest aici, dacă tot. Oricum o să fie, aici o să fie și trap chest. Deci gândiți-vă, câte cufere sunt acum? 1, 2, 3, 4... 4, 8, 12. 12, pe nu. Am, și cu asta am o idee 16. Bună cu cuferele. Ia zi. Ar fi mai ok că... Acoperișul facem din stairs-uri și din alea, nu? Mm-hmm. Să facem un pod, un... Dar nu mă vine la partele. Și dacă eu muncesc în față, stau și ur până în pod, da, că se iau material... Da, n-are rost, n-are rost așa asta. Uite, mă, cât de... Aici puneți un craft. Și bine. Bă, fix aici în centru puneți crafting. Știi? No, și aici trap chest, boșilor. Puteți lângă cufele astea trap chest și am trânat și mencherea. Exact. Deci, bă, fraților, patrim aici, asta o să omorâm. Cam ăsta a fost episodul, ce scrie aici? Margareta. Dacă v-a plăcut și dacă vreți să apară cât mai multe clipuri, nu uitați, bă, fiecare dintre voi să apăsați acel buton de like, să strângem acolo multe, multe like-uri. Repet, nu uitați să verificați descrierea, să treceți și pe la Sami pe canal, să-i dați un subscribe și să-i spamați în comentarii cu vrem Barbie Dresau, vrem Barbie Dresau, da? Barbie Dresau, Barbie Dresau, deci o să fac un Barbie Dresau, serios, dacă... Deci sper totul ăsta o să iasă genial construcția, zic eu, după ce terminăm cu totul. Nu uitați de like și ne auzim data viitoare. Ceau, bă! Ceau.